Cei doi olandezi au auzit melodia întâmplător, le-a plăcut, așa că s-au gândit să o cânte și ei, ajutați de tehnologia modernă, împreună cu Dan Spătaru. The first time we came to Romania at the airport, we went with a taxi to our hotel. During the driving, we heard the song of Dan Spătaru, drumurile nostre. But we didn't know the person, so we asked the taxi driver, who is this man? He is a famous man in Romania, and he is the best singer ever. It was not easy. It was a little bit difficult, but we know some Romanian people, and we have friends here, and they write it for us in Phonetic. Kosh. We sing together in Romanian. Yeah. Drumurile noastre poate. Videoclipul, o premieră pentru România, a fost filmat la Castelul Peleș, Stâna Regală din Sinaia, ruinele Palatului Micul Trianon din Florești și Castelul Iulia Hașdeu din Câmpina. Melodia va fi inclusă pe noul album al celor de la BZN. Videoclipul va fi promovat în toată lumea, de asta și facem o colaborare cu Turismul Românesc, adică Ministerul Turismului. Trupa fără nume, așa cum se numește ea în olandeză, este una dintre cele mai cunoscute din lume. Înființată în 1966, este considerată de fani drept cea mai romantică formație din istoria muzicii. BZN se află în România pentru a 15-a oară. Trupa va concerta pe 4 decembrie la Sala Palatului din Capitală.